Mama. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Deci bună am ziua. Venit cu bocanci de rock, să știi. Asta vreau să zic, pot să văd aici, deci rockstar, da. Să nu spui că ai venit și cu motocicleta. Am venit cu tot ce trebuie. Aoleu, acolo ce ai pățit tu? Povestim. Haideți să luăm un loc pe canapea. Domnul Măruță, salut. Bine v-am găsit. Haideți să luăm un loc pe canapea, nu? Andrei, să stăm la bar? Da, ar fi mai bine pentru mine că nu prea. Da, unde vreți voi, am crezut că e mai confortabil pentru tine la canapea. Așa în picioare că Unde? Băi, o să stau. Verica, stai tu la mijloc, aici te rog. Hai, stau eu la mijloc. Doamne, și... crezi că ai venit cu bocanci aia, că ești rockstar, așa, și că ai vrut să... Nu. Cum ești un nonconformist. Da, mie îmi plăcea să vin cu toace, că arătam și eu mai blană de doagă, nu de altceva. Înțelegi? De ce râzi? Nu, dar tu întotdeauna arăți bine. Exact, să luăm loc. Dragă, pentru că am un bărbat așa frumos și trebuie să-l țin în frâu. Nu vezi că au luat-o bărbații rasta? Mai ales după 50 de ani. Ce mai bine. Încep să ai probleme, Măruță, după 50 de ani. Ai grijă. Încep să leșinezi, să ții dietă. La 46. Da, e bine. Mai avem. Ce-ai pățit la picior? Serios acum? E, uite că am avut o operație, da? O operație, sunt operată de sus până jos, da? Și trebuia să stau cu minte în pat. Și Mionița mi-a zis, hai să mergem la prietenul nostru, la Cătălin Măruță, la emisiune. Și am spus, da, bă, am sunat-o pe doamna doctor și mi-a dat voie. Dar nu să stau mult și după aia mă duc și stau acasă frumos. M-am operat de varice, pe românește. A, tu mai am vorbit ieri de varice. E, să-mi dați mie ciorapul ăla, că peste două săptămâni trebuie să-l port, știi? Da? Deci, gata, da. Varice, ți-a scos vena aia mare. Am avut foarte multe, că de-aia vreau să fac un apel către toți telespectatorii. Bă, fraților, când aveți o problemă de sănătate, să nu mai stați. Duceți-vă în timp, pentru că poți oricând să faci, nu știu, ulcer varicos, îți mai tăie și piciorul, îți pleacă și un cheac de la tromboză, nu știu cum, și mor ca un prost. Ede, până nu m-a durut în ultimul hal, nu m-am dus de frică, că e foarte riscant, știi? Să stai 3 ore jumate în anestezie, știi, am fost așa puțin... Pe gândul mă gândeam la casă, la câini, la copii, Doamne, deci nu venea să cred. Deci nici când m-am născut n-am avut să te simți așa de la jumate amorțit și... Adică tu de la varicelele astea... Da, s-a făcut atât de mari încât nu mai puteam să mai merg cum trebuie. Asta, cuvântul aveți impresia că e ceva ușor. Nu e ceva ușor, că am văzut ieri, dacă nu vorbeam ieri de subiectul ăsta aici la emisiune... La ea a fost mai mult decât o chestie... care s-ar numi simplă, pentru că vasele alea au fost super inflamate, îngroșate și a fost cam la ultima fază. Spre pentru noroc... că a fost foarte grasă înainte. Ai uitat că aveam 122, acum am mai slăbit și eu, cât de cât. Mă mențin așa frumos. Știi că doctor a zis chestia asta? Contează foarte mult. A zis kilogramele exact, în plus. Exact, statul în picioare prea statul mult. Statul în picioare, da. Statul jos prea mult. Și ereditar. Și tatăl meu a avut. Și fumatul a zis. Da. Fumatul bag, da. Păi acum mai, mai bag așa un pic, le-am mai rărit. Păi dacă știi că n-ai voie? Păi ce să fac, mă, Măruță? Așa poate cred că treptat, știi? Bă, mă bucur că ești bine acum. Da, sunt bine, slavă Domnului, și o să fiu și mai bine, pentru că eu sunt o femeie puternică și sper să mă țină Dumnezeu sănătoasă, să am grijă de familia mea, de copiii mei, de proiectele mele care le am. Și oricum mi s-a făcut așa un declic în cap. Văd viața altfel acum. Înțelegi? Că știi cum e? Azi ești, mâine poți să nu mai fii. Pă bune. Adică au și venit toate la băiat, și la chestia asta cu operația. Și la tine, Ioniță, ți-ai pierdut tatăl, nu? Când? În ultima perioadă am trecut prin momente foarte grele și mulțumim lui Dumnezeu. Era o situație de care mi-era frică. Întotdeauna mi-a fost frică de un telefon că se va întâmpla ceva de genul ăsta, da? Era singurul lucru de care mi-a fost frică în viața mea, da? Asta s-a întâmplat și la mine. Este imposibil să nu se întâmple. Cel mai mare stres l-am avut eu. Pentru că nu știam cum să-i spun. Omul se pregătea să intre în concert pe scenă. Și Marga, știi, Marga stă la Londra. Și orice apropiere de-a mea către Ioniță era, nu, te rog frumos, lasă-l pe tati, lua telefonul de mână. Deci pe mine, știi, m-a sunat sora lui și exact când să ne urcăm pe scenă, că este foarte și frumoasă viața asta, dar este și foarte grea. Și nu știam cum să-i spun, deja el nu se simțea bine cu noapte înainte, parcă, nu știu, cred că a presimțit, a dormit 3 ore, s-a sculat la 5 de dimineață, a ieșit afară și a prins o țigară, n-avea liniște, pentru că, cred că simțea. Și eu, la un moment dat, n-am mai putut să mă eliberez și i-am spus, a murit tatăl tău. Mi-a fost așa o mină de el. Concert, nu? Da.
o oră înainte de intrare. Și atunci a trebuit eu să lupt, să fiu atât de zâmbitoare și să arăt oamenilor că n-avem nicio problemă. Pentru că el că s-a așezat pe scaun, știi, și stătea așa mai potolit. Și a trebuit să fiu... Mi-a dat Dumnezeu, nu știu că e inexplicabil, Dumnezeu mi-a dat forță și am dus acele trei evenimente la capăt cu succes, zic eu. Mulți au observat, la un moment dat a venit și mi-a zis în pauză, mă feric cu ce se întâmplă cu voi și la unii dintre invitați ne-am spus, tata lui Ionita a decedat, a, mi-am dat eu seama că ceva e neregulă cu domnul Ionita. Și îți dai seama, mă uitam la el că eu am trecut până experiența asta, că de-aia plâng acum, că și mie mi-e dor de dat. Și mă uitam la el că nu mai mânca, cum se plimba și n-avea stare să ajungă mai repede în România și parcă orele alea treceam mai greu în aeroport, știi? Și vedea pe Facebook cum postează nepoții lui, surorii lui, frații lui. Deci a fost foarte greu și nu e ușor să știi, să faci față lucrurilor ăsta, dar ce să zic? Cred că viața e atât de frumoasă și trebuie prețuită și să ai respect pentru tine și să știi să fii ponderat în tot și în toate. Am un mesaj care mi l-am zis și mie și îl zic și dumneavoastră și e valabil pentru toată lumea. Viorica a trecut prin momentele astea înaintea mea, pierderea tatălui ei și tot îmi spunea, tot mă pregătea, încerca să mă pregătească. Pentru că e un moment foarte greu în viață să-ți pierzi unul din părinți. Există milioane de oameni pe pământul ăsta. Singurii oameni care poate să-ți dea oricând, orice de care ai nevoie sunt părinți. Ei trebuie prețuiți când sunt în viață. Fă-le bucurii. Nu, ei nu-și cer nimic, părinții. Nu cer decât să... Ei se bucură să fii bine. Să te duci mai des să te duci pe la ei și să nu audă decât o vorbă bună. Facem o experiență mâine, Măruță. Dacă ai nevoie de un rinic, apelează la prietenii tăi să vedem câți din ei o să-ți dea. Nu o să-ți dea nimeni. Facem pariu pe cât vrei. Dar un părinte, tata, mama, sunt primii care vor fi alături de tine în orice situație. Oameni buni, prețuiți-vă părinții cât sunt în viață, faceți-le bucurii, duceți-vă mai des pe la ei, că ei nu vă cer nimic. Mie tata nu mi-a cerut nimic niciodată. Deci... Decât se bucura când, de toată reușita noastră. Exact. Se bucura, se uita la televizor, se lăuda cu mine, cu Viorica, cu copiii mei. Și poate singurul regret pe care l-am, că nu i-am făcut mai multe bucurii. Aș fi fost mai împăcat. Când am apucat să înregistrez măcar o melodie cu el, pentru că glasul e moștenit de la el și inflexiunile mele de a cânta tot, știi? Și tatăl meu a murit de cancer, îți dai seama, în câteva luni l-a curățat, l-a făcut să apară schelete de așa, Doamne, când am auzit că, am zis, poate într-un fel e mai bine decât să te chinuiești așa în halul ăla, că uite, spun ceva, eu când am fost amorțită de la jumate încolo la mijloc, alea 4 ore, Măruță m-am simțit atât de penibilă când m-am întors cu cerceful la întâmpla și de nu mai simțeam niciun deget la picior. M-am zis, poate că eu aș fi în situația asta, mai bine prefer să mă duc, n-aș vrea să... Așa că să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că cât avem 2 mâini și 2 picioare, că e foarte greu să nu poți să te mâști. Și vreau să-i mulțumesc și doamnei doctor, doamna Eugenia Matișan și întregului Spital Universitar Municipal, că s-au ocupat foarte frumos. Iar eu vreau să-i mulțumesc soției mele, Viorica, pentru că a fost lângă mine, păi da, în văzut aceste momente care au fost extrem de grele. Știi, nu e ușor când ești în fața a 10.000 de oameni, atâți erau. Da, atâți erau la spectacolul nostru de la Londra și trebuia să ducem un spectacol. Oamenii au plătit un bilet și trebuia să ducem spectacolul până la sfârșit. Și mai mi-era și rușine că trebuia să mai și dansez, să mai știi, să nu observe oamenii nimic și da. Mi-era și rușine de el, așa. Știi ce m-a învățat pe mine tata și pentru asta îi mulțumesc. Mi-a zis așa: bă, voi dacă vă duceți la o nuntă, să fiți mai vesel decât miri. Dacă vă duceți la o mormântare, să fiți mai triști decât familia decedatului. Indiferent de situație, asta e meseria noastră, trebuie să fim acolo, trebuie să mergem înainte, pentru că nu merge decât înainte. Lași problemele acasă, personale, și mergi înainte pe drumul vieții și pe ceea ce faci tu. Înseamnă respect față de munca noastră, înseamnă respect față de oameni. Prin toate problemele pe care le-am trecut, mulțumim lui Dumnezeu, trebuia să facem și noi niște
niște videoclipuri la piesele noi pe care le-am pregătit. Nu am reușit să facem asta pentru că am avut problemele astea, dar le vom face până de Paști, vom veni cu piese absolut noi în premieră, pentru că suntem tot noi, așa cum ne știți dumneavoastră, plini de viață, mergem înainte cu toate pânzele sus și vă mulțumim că ați fost alături de noi și... Doamne ajută. Eu vă mulțumesc mult. Să știți că Clejani o să ne cânte Oameni buni puțin mai încolo. Eu o să vorbesc puțin despre Survivor cu coleguțul și cu Ana Pal, care a venit din Dominicana. Și apoi o să și cântăm. Important e că sunteți bine și că sunteți puternici. Oamenii pot să vă caute pe Facebook, pe Instagram, Viorica și Ionita din Clejani, pe YouTube, acolo unde vă pregătesc surprizele astea. Salutări lui Fulgi, care e în Dubai. Da, văd acolo că studiază și mă bucur foarte tare.